Bună ziua, mulțumesc pentru participarea la interviu. Prima temă e legată de campania electorală pentru europarlamentare. Cum caracterizați campania din România cu micile accente naționaliste pe care le-am văzut? Este o campanie, din păcate, insuficient de europeană. Se vorbește destul de puțin despre ce înseamnă prezența parlamentarilor români în Parlamentul European și despre mizele viitorului Uniunii Europene. Dar, pe de altă parte, trebuie spus că asta este situația în mai toate statele membre. În general, aceste alegeri pentru decidenții la nivel european nu se bucură de același interes ca și alegerile naționale și subiectele naționale tind să prevaleze pentru că ele sunt mai aproape de cetățeni. Care este miza pentru alegătorii români a acestor alegeri? De ce sunt ele diferite față de alegerile din 2009? Este pentru prima dată când, în funcție de rezultatul acestor alegeri, avem nu numai compoziția Parlamentului European, ci și președintele Comisiei Europene. Comisia Europeană este executivul Uniunii Europene, este un fel de guvern, deci președintele este un fel de prim-ministru al Europei. Asta este aceasta este o poziție foarte, foarte importantă și de aceea, prin acest vot, cetățenii României au șansa să influențeze două din cele trei instituții. Pe de altă parte, acum Parlamentul European are mult mai multe puteri decât avea înainte, pentru că în majoritatea domeniilor de legislație europeană este colegislator, este una din camerele, din cele două camere, dacă vreți, parlamentare, care decid ce lege se aplică în Uniunea Europeană, asta este foarte important. Și dacă vreți, este cel care pune ștampila legitimității democratice pe ceea ce se decide în Bruxelles. Pentru că executivul Uniunii Europene, Comisia Europeană face propuneri, dar acestea devin lege numai după ce sunt adoptate și de către Parlamentul European. Spuneați mai devreme că nu doar în România, ci în majoritatea statelor europene, temele europene nu au fost foarte prezente în campania electorală pentru Parlamentul European. Ce face Comisia Europeană sau ce poate să facă Comisia Europeană pentru a stopa îndepărtarea asta, alienarea cetățenilor europeni de instituțiile europene? În primul rând, noi facem un apel la toate celelalte instituții, și la Parlament, și la Consiliu, asta însemnând, de fapt, la statele membre ale Uniunii Europene, să ia mult mai în serios rolul și sarcina de a comunica cu cetățenii. Pentru că este clar că o singură instituție nu poate face asta. Vorbim de peste 500 de milioane de cetățeni și câteva sute de oameni la nivelul tuturor instituțiilor care sunt implicați în efortul de comunicare. Pe de altă parte, un alt apel pe care îl facem către politicieni de data aceasta este să reziste tentației de a spune că tot ce se decide bine la Bruxelles este meritul lor, un merit național, și toate greșelile care se fac sunt din cauza birocraților de la Bruxelles. De a crea această percepție falsă că, de fapt, acolo se decide ceva fără implicarea statelor membre. Și asta este complet fals. Așa cum explicam, Comisia Europeană nu poate face decât propuneri. Deciziile sunt luate de membrii Parlamentului European împreună cu reprezentanții statelor membre. Cum vă explicați această recrudescență a discursului anti-european în România? În ultimii 3-4 ani, să spunem, am văzut acest discurs anti-european promovat mai întâi insidios în mass media, după care promovat în mainstream. Cum vi le explicați? Cred că există două posibile explicații. Odată, prin contagiune, pentru că există un discurs anti-european foarte puternic acum, mai ales în statele membre mai vechi în Uniunea Europeană și, bineînțeles, că se aude și aici, are oarecare rezonanță la anumiți cetățeni. Pe de altă parte, de factură internă, dacă vreți, prin sursă internă, ca în orice proces există oameni care au mai mult de câștigat și oamenii care au mai puțin de câștigat sau poate chiar
dar au de pierdut. Și într-un fel este legitim ca pentru fiecare cetățean, în momentul în care își face bilanțul, dacă el consideră că a avut de pierdut din acest proces de integrare europeană, să se întoarcă oarecum împotriva Uniunii Europene. Însă, din toate calculele noastre, toată lumea a avut de câștigat în urma aderării României la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și România. Însă câștigul are o componentă subiectivă foarte importantă și relativă la ceilalți. Dacă oamenii au avut anumite așteptări, iar realitatea este sub așteptările lor, se pot considera perdanți ai acestui proces, chiar dacă conform calculelor și analizelor noastre, ei par să fie câștigători. Sau, dacă lor li se pare că au câștigat mult mai puțin decât a câștigat vecinul, sentimentul este mai degrabă unul negativ decât unul pozitiv. Adesea. Ține și de psihologie. Dar vedem acest discurs anti-european promovat de vectori importanți de opinie, nu neapărat de populația, de oamenii obișnuiți, să spunem. Îl vedem pe unele televiziuni, îl vedem în discursurile anumitor oameni politici sau oameni de afaceri și de obicei sunt cei care erau obișnuiți să pescuiască în ape tulburi, cei cărora le convenea o Românie în care regula putea fi mai ușor încălcată, cei care acum au probleme cu justiția și care văd în lupta anticorupție un pericol personal. Detectați acest pattern? Revin la ceea ce am spus înainte. Fiecare om are propria istorie de viață și se raportează cu această istorie la ce înseamnă integrarea europeană. Iar pentru unii, aveți perfectă dreptate, a însemnat că legea a devenit lege, nu numai pe hârtie, ci și în realitate, și cine a încălcat legea trebuie să plătească. Din păcate, pentru o lungă perioadă, asta nu era evident în România. Exista o cultură a impunității în care oamenii care doreau să încalce legea aveau și oportunitatea de a o face și de multe ori rămâneau nepedepsiți. Lucrurile astea se schimbă acum, din fericire, și este adevărat că într-o mare măsură și datorită presiunii prietenești puse de instituțiile europene, de Comisia Europeană, de alte state membre. Și atunci aceasta ar putea să fie și ea o parte din explicație. Un alt factor pe care nu l-am menționat, dar care este evident, este criza economică și socială. Oamenii se așteptau ca după aderare nivelul de prosperitate să crească destul de mult, ceea ce s-ar fi întâmplat dacă această creștere nu ar fi fost subminată de o criză profundă în inima Uniunii Europene și care a afectat și România. Sigur, a afectat-o marginal față de alte state, dar s-a pierdut o parte din oportunitatea de prosperitate din cauza crizei. M-aș întoarce puțin la electoratul european, pe care l-am văzut manifestându-se în această campanie electorală și pe care o să-l vedem manifestându-se la vot. Toate sondajele arată o creștere a intenției de vot, o creștere serioasă a intenției de vot pentru extreme, că e vorba de extrema stângă, e vorba de extrema dreaptă. Ce instrumente are la îndemână Comisia Europeană? Ce instrumente aveți la îndemână să opriți această creștere a extremismului în toată Europa? În primul rând, trebuie să precizez că noi la Comisie nu ne implicăm în campania electorală. Ceea ce facem, însă, sprijinim campania Parlamentului European de încurajarea oamenilor să meargă la vot, pentru că este un drept democratic. Este decizia fiecărui cetățean cum votează, iar faptul că există partide, inclusiv unele extremiste care se manifestă împotriva Uniunii Europene, face parte din peisajul democratic. Important este câtă apetență vor avea cetățenii să voteze cu aceste partide. Această apetență crește odată cu dezamăgirea vis-a-vis de criza economică și de felul în care Uniunea Europeană, instituțiile au înțeles să o gestioneze. Deși ieșim acum din criză, pentru mulți cetățeni această criză a durat mult prea mult și ar fi trebuit să se găsească soluții mai repede. Ceea ce nu știu cetățenii este că instituțiile Uniunii Europene pot să acționeze numai pe un mandat foarte clar. Și inițial acest mandat nu a existat.
acest mandat care să oblige, dacă vreți, la un soi de guvernanță economică europeană. A fost nevoie tocmai de criză ca toate statele membre să se pună de acord că da, sunt acum de acord, a venit timpul să cedeze o parte din suveranitatea lor, inclusiv în domeniul guvernanței economice, astfel încât o astfel de criză să poată fi evitată măcar pe viitor. M-aș întoarce acum la lupta anticorupție din România. Sunt o seamă de instituții remarcate de Comisia Europeană în rapoartele PMCV din ultima vreme. Pe măsură ce aceste instituții se întăresc și munca lor dă rezultate, vedem și contrareacții. Vedem încercări, au existat încercări de-a lungul timpului de a tăia din puterile acestor instituții, de a le face inoperabile. Practic, una dintre ele a fost Marțea Neagră, de care ne aducem aminte cu toții. Aveți semnale că în perioada următoare se mai pregătesc astfel de schimbări legislative care să taie din puterile unor instituții precum DNA, Înalta Curte, ANI și așa mai departe? Nu avem astfel de informații și ar fi extrem de nefericită o repetare a acestor încercări. De altfel, ceea ce am constatat în anul 2013 și a reprezentat un progres remarcabil a fost că astfel de încercări au fost oprite tot de instituții românești. Asta este foarte important. Și de asta, la un moment dat, acest mecanism va deveni nenecesar în România și va fi foarte bine când vom atinge acel punct în care instituțiile și echilibrul puterilor în stat vor fi suficient de puternice și de clare, astfel încât să nu mai fie nevoie de o intervenție externă pentru a se face dreptate în România. Asta este foarte important și faptul că există atacuri la aceste instituții este, dacă vreți, un indicator de succes al activității acestor instituții. Aproape tot cadrul instituțional de luptă împotriva corupției a fost creat cu sprijin din partea Uniunii Europene, și în privința felului în care a fost gândit și a regulilor de operare, însă ceea ce le face să aibă un succes real este, bineînțeles, prezența unor profesioniști foarte buni și care rezistă acestor presiuni și își fac treaba pentru care sunt plătiți. Și asta este foarte bine. Legat de MCV este un alt subiect, și anume aderarea României la Schengen. E legat de anumite state membre. Comisia Europeană susține totuși aderarea României la Schengen. Ce credeți, ce șanse credeți că are România să adere anul acesta? Depinde atât de mult de statele membre încât nu îmi permit să speculez pe acest subiect. Poziția Comisiei este clară pentru că noi funcționăm după reguli și criterii clare. După aceste reguli și criterii clare, România ar trebui să adere la spațiul Schengen. Pe de altă parte, Uniunea Europeană este și o uniune a solidarității și a încrederii între statele membre. Una este ce spune Comisia Europeană, care este totuși o instituție suprastatală, și alta este dinamica între statele membre. Și aici este adevărat că sunt state membre care, și din cauza nivelului mare de corupție din România, nu au suficientă încredere în România ca stat membru, încât să-i permită, dacă vreți, finalizarea aderării sau o integrare încă mai aprofundată prin aderarea la spațiul Schengen. Aș merge acum spre o problemă spinoasă a României, și anume absorpția fondurilor europene. Am văzut în ultimele luni că cererile de plată către Comisie pe fondurile de coeziune stagnează. Ce se întâmplă? Nu mai semnează România proiecte noi? Aceasta este o întrebare mai bună pentru autoritățile românești. Știți că ele acum administrează toată partea de finanțări. Pe noi nu ne îngrijorează o pauză în cereri de finanțare. Ce este important este că atunci când primim cererile de rambursare
pe plăți, să nu constatăm nereguli și să nu fim puși în situația neplăcută atât pentru comisie cât și pentru autorități de a aplica corecții financiare. Deci mai bine să vină mai târziu și să fie totul în regulă și să putem face plățile, decât să ne grăbim și pe urmă să constatăm nereguli. Cum ați caracteriza absorpția de până acum a fondurilor europene de către România? Mult sub posibilități. Suntem aici într-un paradox. Peste tot unde merg, mă întâlnesc cu oameni care au idei foarte bune de proiecte, au proiecte foarte bune și spun că nu reușesc să primească finanțare. Pe de altă parte, rămân bani nefolosiți. E clar că undeva, la mijloc, apar niște disfuncționalități majore. Noi am identificat cel puțin două cauze. Una este complexitatea, aș spune, exagerată uneori a procedurilor de accesare a finanțărilor europene. Sigur că trebuie să ne asigurăm că banul public este cheltuit corect și noi la Comisie suntem primii care punem un accent foarte mare pe asta. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că o organizație, o firmă, o persoană de bună credință pot să acceseze acești bani. Adică să nu tratăm pe toată lumea din start ca pe un potențial hoț de bani publici. Acesta este un aspect. Al doilea, continuăm să avem o problemă cu capacitatea administrativă. Și aici este o problemă pe care o avem de mult timp și care se leagă și de nivelul de salarizare din domeniul public. Oamenii buni pe care i-am trainat de-a lungul anilor au învățat foarte bine aceste proceduri, după care s-au dus la un salariu de multe ori de 5 sau chiar de 10 ori mai mare în domeniul privat. Este dreptul lor, este absolut normal. Pe de altă parte, această lipsă de stabilitate a expertizei în sistemul public creează probleme și în derularea finanțărilor europene. Și ce soluții ați găsit pentru ambele probleme, atât la nivelul Comisiei Europene în ceea ce privește birocrația, să spunem, sau complexitatea procedurilor, dar și la nivelul arhitecturii sistemului național de gestionare a fondurilor? Comisia Europeană în ultimii ani și-a tot simplificat ea procedurile, pentru că ele veneau deja destul de complicate și greoi de la Bruxelles. Acum avem multe paliere de finanțare în care mergem pe proceduri simplificate, inclusiv pentru justificarea cheltuielilor făcute. Mergem pe sume forfetare sau pe sume fixe pentru anumite tipuri de cheltuieli, ca să nu mai stea toată lumea să strângă cutii întregi de documente justificative. Pe de altă parte, încurajăm statele membre să nu adauge reguli suplimentare celor care vin de la Bruxelles, deci să meargă pe această încredere mai mare în potențialul beneficiar. Legat de celălalt aspect, legat de salarizarea din sistemul public, bineînțeles că asta nu ține de noi, în schimb suntem deschiși soluțiilor inovatoare care pot să vină din partea statelor membre și inclusiv în România au fost astfel de propuneri ca cei care lucrează cu fonduri publice, cu gestionarea fondurilor publice să primească o majorare la salariu și alte incentives, cum se spune, alte beneficii care ar putea să-i țină mai mult timp în sectorul public. Și să așteptăm o astfel de modificare în viitorul apropiat, pentru că trebuie să înceapă acum proiectele pentru viitorul buget al Uniunii Europene. Deci să așteptăm astfel de modificări. Da, deci simplificarea regulilor este deja decisă. Sigur că depinde cum vor alege și autoritățile românești să aplice asta, dar toate semnalele noastre este că și autoritățile românești au hotărât acum să meargă pe această versiune simplificată, iar majorările sunt deja operaționale și ele.
Am vorbit adineauri de noul buget al Uniunii Europene 2014-2020. Au fost trimise României recomandările pe acordul de parteneriat? Încă nu. Lucrăm pentru că este un document destul de mare și pentru că vrem să vedem în ce măsură ceea ce este prevăzut în acordul de parteneriat este apoi urmărit în programele sectoriale. Pentru că cele două pachete de documente sigur că lucrează împreună. Ce este foarte important pentru noi la Comisia Europeană este să vedem că există niște priorități clar definite și care au fost agreate în urma unui proces larg de consultare publică, astfel încât toată lumea să fie de acord cu ele, pe de o parte. Pe de altă parte, este important să vedem și ce prevede România în Planul Național de Reformă, pentru că finanțările europene pot să acopere doar o parte din nevoile României de dezvoltare economică, restul trebuie să vină de la bugetul de stat și e important să vedem o armonie și o corelare cât mai bună între cele două documente. Aș vrea să trecem la ultima temă a interviului și anume situația tensionată din regiune cu Ucraina pregătindu-se și ea de alegeri decisive pentru viitorul ei, cu tot Occidentul uitându-se la Rusia să vadă cum reacționează. E pregătită Comisia Europeană să ia un nou set de măsuri punitive la adresa Federației Ruse în cazul unui amestec evident al Moscovei în alegerile interne din Ucraina? Aceasta este o decizie a statelor membre, mai puțin a Comisiei Europene și până acum tot ce s-a decis din acești pași s-a întâmplat, deci probabil că se va decide, dar haideți să nu mergem pe un scenariu pesimist. Ce facem noi la Comisia Europeană este să ne asigurăm că Ucraina poate beneficia de tot sprijinul din partea Uniunii Europene, folosind toate instrumentele pe care le avem, începând de la facilitarea obținerii de vize pentru cetățenii ucrainieni, deci la nivel, dacă vreți, individual pentru cetățeni, până la sprijin direct pentru bugetul statului ucrainian, sprijin de urgență pentru a se ocupa de problemele majore pe care le are acum și cu plata datoriilor externe și cu plata pentru furnizările de gaz, cu întârzierile la plată și cu reforme pe termen mediu sau lung. Pe de altă parte, s-a deschis accesul exporturilor care vin din Ucraina către Uniunea Europeană și este o măsură unilaterală, deci deocamdată nu este nevoie ca și piața ucrainiană să se deschidă către produsele Uniunii Europene, iarăși pentru a sprijini motorul dezvoltării economice. Ucraina acum are o sarcină imensă în fața ei de reformă atât economică cât și politică, plus de gestionarea acestui conflict înghețat și nu prea, care se întâmplă pe teritoriul ei, iar noi vrem să ne asigurăm că tot ceea ce ne stă în putere facem ca să fim alături de Ucraina în această perioadă foarte dificilă. Dar Comisia Europeană a mai avut un rol punctual și extrem de important. Consiliul European a cerut Comisiei să pregătească un document, un document în care să ia în calcul impactul pe Uniunea Europeană al unor eventuale sancțiuni sectoriale, adică cele care țintesc afaceri, energie și așa mai departe, ale Rusiei. Știm că există drafturi, există scenarii deja creionate de Comisie pe această cerere a Consiliului European. Rezistă Uniunea Europeană unor sancțiuni extrem de dure care să meargă până la interdicția de desfacere pe piața europeană a unor produse din Rusia? Aceasta este întrebarea și acesta este testul pentru Uniunea Europeană. Este ușor să spui că este o Uniune a solidarității, ceea ce sună foarte, foarte bine când totul e în regulă. La necaz se vede adevărata solidaritate și cât sunt dispuse nu atât statele membre, cât mediul de afaceri din statele membre
cât este de dispus să sufere eventuale pierderi pentru a se solidariza cu întreaga Uniune Europeană în atitudinea față de Rusia. Noi sperăm că da, semnalele pe care le avem până acum de la potențialii perdanți din aceste sancțiuni este că înțeleg importanța și pe termen lung a unei unități de poziție din partea Uniunii Europene și că vor susține astfel de decizii. Unul din teste va fi crearea unei așa numite piețe energetice comune. Se discută, există inițiative în acest sens, dar au apărut deja primii contestatari. Cehia a declarat ieri sau alaltă ieri oficial din Cehia au declarat că e greu de realizat, că nu sunt de acord cu o negociere comună a prețului la gaze dinspre Rusia. Care e poziția Comisiei Europene? E fezabilă o astfel de Uniune energetică? Poziția Comisiei Europene este că trebuie să încercăm să ajungem la o uniune energetică. În același timp, suntem de acord că asta nu trebuie să schimbe regulile jocului de piață. Deci trebuie găsit un echilibru foarte delicat între interesele pur economice de piață și interesele geostrategice. Și la asta se lucrează. Voci ca cele pe care le-ați menționat sunt normale și îngrijorări, astfel de îngrijorări sunt normale, pentru că se încearcă acum concilierea unor interese divergente și va fi interesant de văzut în această tensiune, care este o tensiune care a acompaniat tot procesul de integrare europeană între interesul național și interesul european, ce va prevala și cât timp va lua pentru interesele naționale să se armonizeze la un nivel european. Pentru că ceea ce vedem din tot istoricul integrării europene este că această tensiune a existat, dar cu timpul s-a ajuns la o apropiere a diverselor poziții naționale, astfel încât să se poată europeniza anumite politici publice. Vă mulțumesc mult!